Microparticulele de plastic inhalate pot prezenta riscuri grave pentru sănătate. Prin urmare, înțelegerea modului în care acestea se deplasează în sistemul respirator este esențial pentru prevenirea și tratamentul bolilor ce se pot dezvolta la acest nivel. Oamenii de știință au dezvoltat un model computerizat bazat pe dinamica fluidelor pentru a analiza circulația și depunerea microplasticului în căile respiratorii superioare. Echipa de cercetători a studiat circulația microplasticelor de diferite forme și dimensiuni în condiții de respirație lentă sau rapidă. Microplasticele au avut tendința de a se depune în cavitatea nazală și orofaringe sau în spatele gâtului. Potrivit cercetărilor, oamenii ar putea inhala aproximativ 16,2 fragmente de microplastic în fiecare oră, echivalent unui car bancar într-o săptămână. Aceste microplastice, resturi minuscule prezente în mediul înconjurător, generate de degradarea produselor din plastic, conțin de obicei poluanți toxici și substanțe chimice. Condițiile de mediu și dimensiunea microplasticelor au influențat rata generală de depunere a acestor microparticule în căile respiratorii. Flux mai mare a condus la un nivel mai mic de depunere a microplasticelor. De asemenea, cele mai mari microparticule s-au depus în căile respiratorii mai des comparativ cu particulele de dimensiuni mai mici. În viitor, cercetătorii intenționează să analizeze la scară largă deplasarea microplasticului într-un model de plămân, luând în considerare parametrii de mediu, precum umiditatea și temperatura, relatează știri pe surse.ro.